Lucrările pe calea Stan Vidrighin sunt aproape de finalizare. În curând se va turna ultimul strat de asfalt pe bulevard. Proiectul are ca termen de finalizare luna septembrie a acestui an. Ne pregătim pentru ultimul strat de asfalt pe Vidrigin, bulevard care preia traficul greu în lipsa centurii și care este tranzitat zilnic, în special de timișorenii care lucrează în zona industrială Buziaș. Cu linie dublă de tramvai, două benzi de carosabil pe sens, trotoare și piste de biciclete, dar și cu lucrări la rețeaua de apă și canalizare. Vidrighin are termen de finalizare în septembrie. Constructorul este în avans și va mai interveni la trotuare, piste de biciclete și în zona verde. La finalul investiției pe toată linia 4 de pe cetății până pe Vidrighin și retur, timișorenii vor putea călători cu noile tramvaie Bozancaia pentru a ajunge la serviciu, la școală, universitate sau în alte cartiere din oraș. Transmite viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău.